Pâinea bogată în proteine se coace în cuptorul Facultății de Inginerie a Alimentelor din Galați. Specialiștii s-au gândit să adauge în aluatul clasic proteine extrase din carne și după mai multe experimente au obținut o rețetă care a fost acum brevetată. Chiar dacă arată miroase și are gustul obișnuit, produsul echilibrat nutrițional este mai sățios, spun inventatorilor. Este doar mai puțin pufoasă, dar este foarte bogată proteine echilibrate. Aceasta este pâinea proteică obținută în laboratoarele Universității Dunărea de Jos din Galați. Extractul adăugat în aluat poate fi din orice fel de carne, pasăre, porc, vită sau pește. Rezultatul se prezintă sub formă de pastă sau pulbere fără miros. Păi de asta e din vită. Ia da. N-are miros caracteristic. Din țesutul muscular se, prin diferite metode, se separă celelalte proteine și se scot numai proteinele valoroase. Aluatul se pune la dospit, apoi ajunge în cuptorul încins la 230 de grade. Specialiștii spun că oamenii se satură mult mai repede din această pâine, ca și cum ar mânca și o friptură. Brevetul a fost înregistrat la OSIM. Pâinea existentă pe piață este dezechilibrată în aminoacizi. Intenția noastră a fost să echilibrăm acest deficit prin adaosul de proteine din cea mai bună categorie. Brutarii sunt interesați de proiect. Prețul de producție în laborator este de 7-8 lei. Are un gust de pâine normală, cu o ușoară tentă de dulceag. În plus, fiind sățioasă, ar duce la un consum mai scăzut de pâine, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Evident că este mai puternic caloric, pentru că se vine energia dată de proteine. Specialiștii Facultății din Galați au mai inventat și o pastă tartinabilă vegetală din linte roșie și bob, medaliată cu aur la Salonul de Inventică de la Geneva. Iar înghețata făcută din zer concentrat și fructe, cu care studenții au câștigat marele premiu de inventică la Paris, ar putea ieși pe piață la vară.